O ascultăm. Astăzi ne-au acordat încrederea. Acest vot ne onorează, dar ne și responsabilizează. Vreau să mulțumesc primarilor care au fost foarte implicați și care au pus mult suflet în acest rezultat. Conform Exipolului, suntem în turul 2. Vreau să acordăm o atenție deosebită proceselor verbale pentru a avea un rezultat exact mâine. Mulțumesc tuturor celor care au votat cu inima. Am arătat că suntem alături de români și sperăm ca în următoarele 2 săptămâni cât mai mulți români să ni se alăture. Chiar cei care acum au avut o altă alternativă, cei care au acordat votul altor candidați, sper să vină alături de noi și sper ca împreună să câștigăm alegerile prezidențiale. Votul dat astăzi arată încrederea acordată, votul dat astăzi ne ajută să ne continuăm campania electorală, o campanie electorală în care vom veni în fața românilor atât cu ceea ce am realizat, dar mai ales ce vrem să facem pentru ei când vom câștiga alegerile prezidențiale. Lupta noastră nu este împotriva unui partid politic. Nu vrem să eliminăm niciun partid politic, pentru că așa este democrația. Fiecare partid politic trebuie să își spună punctul de vedere. Lupta noastră va fi ca și până acum pentru români, pentru România, pentru echilibru și consens, pentru unitate, pentru reprezentarea cu demnitate a României atât în plan intern cât și în plan extern. Sperăm ca votul dat astăzi să fie un vot pe care se va multiplica în alegerile în turul următor, la alegerilor prezidențiale, un vot care să fie dat, așa cum am spus, cu inima. Mulțumim mult! Nu! Nu am plâns absolut deloc. Poate bărbații, că și bărbații plâng câteodată, dar eu nu am plâns deloc. Am avut încredere, am ținut legătura în permanență cu colegii din teritoriu, cu organizațiile, cu președinții de organizații. Am avut un dialog permanent. Nu a fost nici măcar un moment în care să plângem sau să avem o asemenea atitudine. Nu mi-este teamă că diaspora va răsturna acest vot electoral. Mă bucur că s-a votat masiv în diaspora, mă bucur că s-a votat în condiții bune și cred că acest lucru a fost posibil datorită guvernării Dăncilă, care a adoptat această lege, care a susținut votul de 3 zile, votul prin corespondență. Da, sunt sigură că procesele verbale care vor sosi din teritoriu vor valida acest scor. Da, sunt mulțumită, având în vedere că am fost 14 candidați. Sunt mulțumită că a fost o implicare foarte mare a colegilor din teritoriu și că, uitați, suntem în turul 2 cu toate criticile și cu toată campania anti-PSD și anti-Viorica Dăncilă. Mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, am văzut ce declarație a făcut Viorica Dăncilă, candidatul Partidului Social Democrat. Ne pregătim să